Peste 50 de jandarmi din cadrul grupării mobile Tomis Constanța, în cooperare cu lucrătorii din cadrul IPJ Constanța, ISU Constanța și Agenției Firmelor de Pază vor asigura ordinea și siguranța publică în piața Ovidiu din Constanța, pe timpul spectacolului Revelion 2017, organizat de Primăria Constanța. La acest eveniment se estimează participarea peste 10.000 de constanțeni. Pentru realizarea accesului în condiții de siguranță a tuturor participanților, traficul auto în zona peninsulară va fi restricționat de la ora 18 până la ora 2:30 pe strada Ecaterina Varga, începând de la intersecția acesteia cu strada Negru Vodă, bulevardul Tomis începând de la intersecția cu strada Traian, strada Vasile Alexandrie începând de la bulevardul Tomis, strada Revoluției din 22 decembrie 1989 începând de la strada Remus Opreanu. Pentru asigurarea fluenței traficului și pentru evitarea incidentelor ce pot apărea în timpul sosirii și plecării publicului, spectatorii și riveranii sunt sfătuiți să parcheze autoturismele în următoarele zone: strada Traian, judecătorie, Termele Romane, parcarea Poarta 1, bulevardul Elisabeta și portul Tomis. De asemenea, zona în care se va desfășura evenimentul va fi delimitată cu garduri metalice, iar în zonele de acces se va efectua control preventiv corporal și al bagajelor împreună cu firma de pază. Jandarmeria Constanța sfătuiește persoanele care vor participa la manifestările destinate petrecerii Revelionului să respecte câteva măsuri de siguranță. Astfel, cei care vor fi prezenți în zonele publice de desfășurare a petrecerii sunt rugați să acorde o atenție deosebită bunurilor și obiectelor personale, genți sau poșete, să nu aducă la spectacol artificii, petarde, sticle sau cutii metalice cu băuturi alcoolice, să nu arunce cu obiecte către scenă, să nu depășească limitele decenței în manifestările comportamentale, să acorde sprijin forțelor de ordine pentru asigurarea ordinii publice și să țină cont că manifestările obscene și cele contra bunurilor moravuri sunt sancționate de lege.